Bine ați venit la Vitalitas. Așa cum vedeți, avem în dreapta noastră farmacia care este în curs de amenajare și care va fi curând deschisă. Coaforul centrului, unde doamnele noastre pot petrece un timp relaxant, unde se pot coafa și pot face manicura, pedicura și pot socializa cu celelalte doamne din centru, bineînțeles. În acest loc, rezidenții noștri servesc masa. Fiecare rezident beneficiază de un meniu personalizat în funcție de afecțiunile pe care acesta le deține. Și bineînțeles, în spatele ușilor acelea se află bucătăria, unde maestrii noștri bucătari gătesc cu pasiune toate meniurile recomandate de către medicul nutriționist cu care noi colaborăm. Tot aici se pot întâmpla spectacole, după cum vedeți, avem în spate un pian la care poate cânta orice invitat al nostru care se pricepe sau poate chiar și un rezident care a avut această pasiune în tinerețe. Asta voiam să vă întreb, dacă v-ați bucurat de spectacole ad hoc, organizate ad hoc. Ne-am bucurat chiar de Crăciun când am avut colindători aici sau chiar am avut și o rezidentă care știa să cânte la pian și a făcut și ne-a bucurat pe toți cu Chopin, cu Rachmaninov. A fost foarte interesant și foarte plăcut pentru noi toți. Bună ziua, doamna doctor Mihaela Marinescu, medic geriatru, am înțeles bine? Da, medic specialist geriatrie, gerontologie. Medicul geriatru are o abordare holistică, dacă vreți, asupra tuturor patologiilor persoanelor vârstnice, incluzând aici capacitatea funcțională, statusul cognitiv al persoanei vârstnice și, bineînțeles, toate patologiile cronice, sănătatea optimă și calitatea vieții persoanei vârstnice, bineînțeles. Ca să fac eu așa o paralelă pe care să o înțeleg eu, cum e pediatria la copilași, pentru copii, da. Așa avem geriatria pentru persoanele în vârstă. Exact. Și la Centrul Vitalitas, cum aplicăm noi legile acestea ale geriatriei, cum ne ocupăm de, cum spunem, beneficiari? Așa cum spune și numele centrului nostru, Vitalitas, suntem preocupați de vitalitatea fizică și cognitivă a pacienților noștri, a beneficiarilor noștri, de longevitatea activă și sănătatea optimă a acestora. Avem o echipă multidisciplinară formată din geriatri, medic de recuperare, kinetoterapeuți, fizioterapeuți, psiholog, masseur terapeutic, sunt nutriționist, o abordare, dacă vreți, pe toate planurile. Încă de la început, de la admiterea în centru, fiecare rezident beneficiază de un plan de asistență și îngrijire individualizat, care se adresează atât problemelor de sănătate, dar și nevoilor de îngrijire particulare ale acestuia. Adică ajutorul este practic pentru activitățile de bază ale vieții cotidiene, acolo unde este nevoie, pentru că centrul nostru se adresează atât pacienților, beneficiarilor noștri care sunt independenți, dar și fragili, adică semidependenți, dar și dependenți total de ajutorul nostru în ceea ce privește activitățile de bază ale vieții cotidiene. Toți rezidenții noștri, așa cum spuneam, beneficiază de un program individualizat de kinetoterapie și noi suntem pro-mișcare aici în centrul nostru. Practic, mișcarea înseamnă vitalitate la vârsta a treia și asta ne dorim pentru toți rezidenții noștri. Și ne bucurăm că și dumnealor sunt foarte interesați de acest lucru. Deschiși de să facă... Sunt foarte deschiși, foarte cooperanți pentru acest lucru. Uite, apropo de chestia asta, chiar voiam să vă întreb, din istoria pacienților, beneficiarilor, ați sesizat, mă rog, au venit în centru și spuneau că stau acasă, că nu făceau mișcare, că nici nu aveau dorința să facă mișcare. Își regăsesc și dorința asta de a face mișcare, care noi știm că în România oamenii în vârstă, tinerii nu fac mișcare, dar anumite persoanele în vârstă în general. Da, este un efort de echipă și este și, bineînțeles, psihologul centrului, pentru că această stimulare, această dorință vine odată și cu consilierea psihologică, dar și văzându-i pe ceilalți. Puterea exemplului și faptul că noi lucrăm și avem ședințe de kinetoterapie de grup, care ne dă posibilitatea să aducem mai mulți rezidenți la o ședință de kinetoterapie, să
se dovedește că această kinetoterapie de grup este chiar mai plăcută pentru dumnealor și că este mult mai antrenantă și mai accesată, totul petrecându-se de multe ori cu multă bucurie, cu muzică, astfel încât să nu simțim atât de tare efortul. O ducem în zona de relaxare. În zona de relaxare, exact. Cu beneficii reale asupra stării de sănătate, iar acolo unde mișcarea poate cu ajutorul acestor aparate este mai grea, avem și partea de mișcare în apă, de hidrokinetoterapie, inclusiv pentru patologiile neurologice, pentru, de exemplu, post-AVC este indicată hidrokinetoterapia, să uneori învățăm și am avut real succes aici, primii pași ai unui beneficiar de-al nostru care au fost făcuți în apă. Da, este un succes al echipei medicale pentru că, așa cum spuneam, este un efort multidisciplinar, da. Și ne preocupă mișcarea atât pentru starea de bine, pentru reducerea anxietății, pentru o capacitate funcțională cât mai bună a beneficiarilor noștri și, de ce nu, și ea este recomandată și în profilaxia bolilor de memorie. Okay. Și aș preciza aici că centrul nostru dispune și de o unitate cognitiv-comportamentală care se adresează persoanelor care, din păcate, sunt în faza severă a maladiei Alzheimer, okay, uneori însoțită de tulburări de comportament, mm-hmm, dar personalul care lucrează acolo și este foarte important, este specializat în îngrijirea persoanelor cu maladie Alzheimer și în gestionarea situațiilor care presupun tulburări de comportament. Am ajuns în zona care se numește Centrul de zi Vitalitas, unde rezidenții noștri vin pentru o zi. Este o soluție optimă pentru cei care îngrijesc acasă persoane vârstnice, au servici, okay, și vor să știe bunicul sau bunica în siguranță. Și pe de altă parte este și o soluție pentru beneficiari. Beneficiarii pot socializa aici, pot avea activități, pot beneficia de servicii de recuperare, de serviciile noastre medicale, astfel încât totul să se petreacă ca într-o viață normală, dar în siguranță. Și vreau să vă mai arăt ceva particular centrului nostru. Okay. Este vorba de un simulator. A, povestea domnul director despre el, gata. Da, este un simulator de condus, ca să, okay, zic așa, pentru beneficiarii noștri care au iubit acest lucru în tinerețe, ca să spun așa. De ce am făcut acest lucru este, dacă vreți, ne ducem în zona de gerontotehnologie. Ok. De ce? Asta trebuie să-mi explicați. Da, vă spun. Adică, cum facem cu tehnologia ceva bun pentru pacienții noștri vârstnici. Okay. Acest simulator de condus, ca să spun așa, a fost descris în studii, deci avem studii pentru treaba, uh-huh, aceasta, ca fiind foarte bun pentru a îmbunătăți memoria de lucru, okay, abilitățile vizuospațiale, okay, memoria și concentrarea. Și atunci, uh-huh, este practic un exercițiu foarte bun pentru memorie și concentrare, este o alternativă la ce vă povesteam, okay, la exerciții de stimulare a memoriei. Deci este parte dintr-o terapie. Este parte dintr-o terapie, dar este cu fun, este cu bucurie, este, uh-huh, cu un lucru care l-ai făcut la tinerețe și care deși poate acum nu mai poți să-l faci cu ușurință, dar îți aduce aminte, te recrează și în același timp facem și stimulăm și aceste zone ale cogniției, da, aceste funcții cognitive. La cafeneaua centrului, unde rezidenții noștri vin să servească o cafea bună, un latte, un cappuccino sau un suc, un ceai de la ora 5, da? Păstrăm această tradiție, câteva doamne de ale noastre chiar se întâlnesc să servească ceaiul. Mi-a atras atenția o carte în bibliotecă și este vorba despre sănătatea creierului pe înțelesul tuturor al domnului profesor universitar, doctor neurochirurg Alexandru Vlad Ciurea. Profesor Cerea ne-a onorat de multe ori cu prezența, noi colaborăm cu dânsul. Ba mai mult, aș vrea să spun că am realizat cu dânsul aici un podcast în care a explicat așa cum doar dânsul reușește în calitate de profesor universitar, știe să depășească limbajul academic, okay, da, și să vorbească pe înțelesul tuturor. Iar această carte chiar prezintă
sănătatea creierului pe înțelesul tuturor. Înainte de podcast vreau să vă spun că eu am citit cartea în 48 de ore. Și cu adnotări, pentru că este, repet, foarte accesibilă și avem foarte mulți rezidenți care și-au dorit să citească această carte. Ea poate fi folosită chiar în terapia prin lectură și asta am și făcut, da, avem mai multe exemplare. Am văzut că peste tot găsim zone de cu bibliotecă. Da, toate zonele de socializare au și de relaxare, sunt prevăzute cu biblioteci, cu cărți, cu reviste, cu toate mijloacele de informare. Ați văzut televizor în fiecare cameră, televizoare în zonele de relaxare. Aici ne aflăm într-un apartament. De obicei, apartamentele sunt solicitate de familii, soție. Avem și situații în care unul dintre aparținători dorește să locuiască aici cu unul din părinți, cu tata sau cu mama, okay, pe o perioadă determinată de timp. Dar acest apartament, de fapt, își dorește să aducă intimitatea unei case și bucuria de a fi ei împreună, pentru că altfel, dacă unul e acasă izolat și celălalt aici, de multe ori se creează o tensiune și, așa cum v-am mai spus, cum v-a spus și doamna doctor, noi ne dorim ca ei să aibă o stare de bine. Așa arată o cameră dublă. Okay. Există în aceeași formulă, camerele sunt toate la fel, doar că au aceleași dimensiuni și avem și camere single. Ce e foarte important, puteți vedea aici nărscolul, este sistemul prin care rezidentul poate alerta oricând asistentele medicale sau medicii. Toate camerele sunt prevăzute cu paturi medicale. Acesta este un pat medical care are 4 motoare, deci 4 poziții în care el poate fi reglat. Vedeți cum se ridică, se coboară. Este un sistem care face facile terapiile la pat, pentru că nu toți sunt mobilizați, nu toți coboară, unii rămân imobilizați la pat, unii dintre rezidenții noștri, și atunci terapia, masajul se efectuează la pat.